seara și bine ați venit la Prof Online cu exercițiile matematică. Clasa 4-a. Fetița aceea care ne-a provocat cu problema A, B, ștergem cifra, nu știu ce, nu știu cum, au apărut pe acum pe internet, la comentarii, dacă poți să te uiți să putem citi problema. O problemă, deci v-am propus o problemă, domnule profesor, dacă o puteți să o rezolvați. Cum să nu? Sper să mi-aduc aminte, dacă nu mi-aduc aminte... Acum pot tot eu, dacă o propun acolo. Da. Deci la Prof Online acolo, la Video Matematica, se trage de bar acolo și o să vezi ultimele comentarii. Video Matematica ai luat? Și acum iau Video Matematica. Așa. Și mă uit pe comentarii. Comentariile. Ia să vezi dacă le găsesc. Așa, bună seara, sunt din București și am un copil, mă numesc Daria, sunt din clasa 4-a. Aici să dau? Ia să vedem, da. Claudia, Daria? Daria de Brețin. Sunt în clasa 4-a și are o problemă, da? Mă numesc Daria, sunt în clasa 4-a, vor urmări de ceva timp orele și sunt foarte interesate de acestea. Am propus următoarea problemă. Așa. Noi am pornit de la Rodna cu destinul. Deci tema pentru acasă, să zicem. Tema pentru acasă cu clasa A4-a. Da. Au pornit de la Rodna cu destinația Timișoara. Așa. Rodna. Timișoara. Da, Rodna până la Timișoara. Până la jumătatea drumului mergem cu 80 de km pe oră. Deci, facem printr-un segment Daria, până la jumătate, da. Mergem cu 80 de km pe oră. 80 la oră. Bun. 80 km pe oră. De la jumătatea drumului intrăm pe autostradă și până la un sfert din drum, distanță de Timișoara, mergem. Adică mai rămâne un sfert din drumul până în Timișoara, până la capăt. Porțiunea asta merge pe 120. 120 pe autostradă, da? Iar restul drumului cu 60. Și restul drumului 60 de km. Apoi, imediat. 1. Aflați câți kilometri are drumul, știind că autostrada are 120 de km. Deci câți kilometri are drumul? Dacă autostrada, sau știm că autostrada are 120 de km. Dacă de A, să zicem, de la A, B, C, D. Dacă BC egal cu 120 de... În câte ore îl parcurgem? Cât timp durează drumul, nu? Și care este viteza medie? Deci, cât timp durează deplasarea? Da. Și care este viteza medie? Fetița mai zice, eu știu răspunsul, dar vă rog să o rezolvați la ore împreună cu elevii. Păi cum să nu știi răspunsul dacă mi-a propus -o? Deci... E ușoară. Hai să vedem. Hai să vedem. Cât timp durează? Și treilea ce era? Viteza medie. Care este viteza medie? Păi la unul aflați cât kilometri are drumul știind că autostradă are 120 km. Facem 80 plus 120 plus 60. Sau de ce? Mai jumate de drum. Ai grijă. Să mai citim o dată problema. Nu ne grăbim. Atenție. Deci, drumul de la Rodna la Timișoara îl parcurgem așa, până la jumătatea drumului. Până la jumătatea drumului merge cu 80 km/h. Dar nu știu câte ore merge. Dar merge cu 80. Merge cu 80 km. Până la jumate nu e 80 km. Deci, dar măcar nu știu că autostrada aia e... Imediat. De la jumătatea drumului intrăm pe autostradă. De la B la C intrăm pe autostradă. Da. Și până la un sfert din drum, distanța de Timișoara, mergem cu 120 de km la oră. Deci... De la B la C mergem cu 120, clar. Da, da. Iar restul drumului îl parcurgem cu 60 de km la oră. Câți kilometri are drumul? Și într-o autostradă are 120 de kilometri. Deci ne dă ceva. Are 100. Are 120 de kilometri. Deci un sfert e 120. Cărate? Un sfert e 120. De unde știi că un sfert e 120? Când îi spune... Citești problema. Da, așa. Mai citim o dată problema. Mai citești o dată. Deci, o fetiță parcurge drumul la Rodna, la Timișoara, așa. Jumătate din drum, cu 80 de km pe oră. După aceea, intră pe autostradă și merge un sfert, iese domn profesor, nu? De la Belcea e un sfert. Așa este, nu? De la Belcea este un sfert, pentru că i-a mai rămas un sfert până. Pentru că i-a mai rămas un sfert. Da, e ascunde aici. Că e un sfert. Că, practic, pe autostradă merge un sfert din drum. Ai înțeles? Pentru că da. Ea a făcut jumate din drum, a mai rămas jumate. Da. Și dacă îi mai rămâne... Un sfert până la Timișoara... Da, înseamnă că pe autostradă este un sfert. Șmecher aici. Șmecher, da? Deci, să facem 120. Dar stai o secundă, de ce este 120? Ea spune că merge cu 120 de km. Da, dar nu ne spune aflați câți kilometri are drumul și că autostrada are 120 de km. Asta este. Să ne gândim, deci, cum să faci. Dacă autostrada are 120 de km. Trebuie să faci 120 de ori 4 ca să aflăm cât e drumul. Asta era. Speculația asta e. Ea merge cu 120 de km pe oră și spune că autostrada are lungimea de 120 km. Deci sfertul ăsta e de 120 km. Da? Aici e perfectă chestia. Și facem 120 km ori 4. Deci 120 de km ori 4. Daria, sau nu știu cum o cheamă pe fetiță. Daria, da. Daria, da. 120 km ori 4 și fac 480 de km. Asta e distanța. Și am răspuns, distanța e distanța. Da, și acum ne întreabă cât timp durează. Păi facem 100, păi dacă faci 480 km pe oră în total. Da. Cât timp durează deplasarea? Cât timp? Cât timp? Adică în minute, în secunde? Adică în ore. În ore. Tot e dat în ore acolo. Păi... Că tot acel drum. O oră de la Belcea, atât pe autostradă. Dar de la început până la sfârșit, cât timp durează deplasarea? Bă. Ea acolo face 80 km pe oră. În prima parte. Și cât din drum face în prima parte? Păi... faci... Face jumătate? Jumătate? Adică jumătate din 480? A, și facem, dacă facem 480, împărțim la 240. Așa. Și atunci... Ca să vedem jumătate de drum, da? Da, 480. Și face 240 de km pe oră. Nu, 480 împărțit la 2, fac 240 da. Și kilometri pe jumătate de drum. Și cu ce viteză merge pe partea asta? Cu ce viteză merge? Cu 80 km. Câte ore se facă? Pe oră. Păi da. 80 pe oră și dacă ea are de 240 împărțit la 80. Sigur că da. Ca să vedem câte ore faci. Deci 240 împărțit la 80 și egal la 3 ore. 3 ore. 3 ore. Pe prima jumătate faci. Deci în prima jumătate faci 3 ore. Aici am 3 ore. La B, da? Da. Da. 3 ore. Da. Ore. De la B la C cât am făcut? Păi de la Belcea face 120 de km pe oră și ea face 120 de km. Deci o oră. Deci face o oră. Da. Și acolo 60 de km, păi facem din 240, îl scădem pe 120 și apoi și ne dă tot 120 și 120 îl împărțim la 60. Corect. Și facem 2 ore. Da, și face 2 ore și atunci adunăm 3 ore plus 1 oră plus 2 ore, care ne dă 6 ore. Deci 3 h plus 2 plus 1 h plus 2 ore egal cu 6 ore. Bun. Și acum ajungem să punem viteza, care este viteza medie. Da. Corect. Păi 80 de km pe oră, 80 de km pe oră, 120 de km pe oră, 60 de km pe oră avem deja, da? Da, avem 3 viteza medie, adică viteza medie, adică nu cea mai mică, nu cea mai mare, aia de mijloc. Are mine. 80 de km pe oră. Nu e nici cea mai mică, nici cea mai mare. Dar ce înseamnă viteza medie? Să spui de parcă ai fi mers continuu cu aceeași viteză toată perioada de timp. Da. Deci nu cele 6 ore să mergi cu aceeași viteză. Asta înseamnă viteza medie. Aici au mers și mai repede și mai încet. Da? Da. Deci viteza medie înseamnă că ai dat start și ai mers așa continuu până la destinație. Deci, practic, noi trebuie să, de exemplu, noi avem 2 jumătăți. Nu, dar avem totalul. Avem totalul? Da, avem totalul. Și dacă îl împărțim, dacă îl împărțim la ore, avem 480 împărțit la cele 6 ore. Sigur, și ne dă viteza medie. Da, și ne dă 80. Deci tot 80. Deci 80 de km pe oră. 80 km pe oră este viteza medie. Așadar, iată că problema este destul de interesantă, frumoasă. Pentru fetițe o spun felicit pentru că am trezit să compună o problemă. Iată că începe să prindă ușor, ușor ideea mea, aceea de a nu ne mulțumi cu pur și simplu rezolvarea unei probleme, corect, ci să încercăm să compunem și noi. Da? Deci ea ascunde aici frumos chestiunea cu... Pare la început problema, băi, dar nu-ți dă nimic cu o treime pe acolo, dar ascunde sfertul. Dar nu ne-ai dat seama. Într-o oră... Delia o cheamă. Delia, da? Da. Delia. Da? Deci da. Delia, dacă ne auzi, dacă întâmplător ești, ea semn că ne urmărește uneori, ea nu știe că astăzi am decis să ne uităm la problema ei, să o rezolvăm chiar, dar iată că o facem și mulțumim pentru problemă. Îi sfătuiești pe alții care se uită la Prof Online să ne compună probleme și noi încercăm să le rezolvăm. Nu promitem că le facem repede și sigur, dar ne străduim. Asta e sigur. Ne străduim și să vedem dacă și reușim. Așa că am rezolvat și această problemă. Să vedem altceva. Da? Am putea să facem tema care mi-ați dat-o prin segmente? Asta care... Mi-ați dat-o. Dar pe segmente. Hai să vedem, pe segmente. Pe toate sau alegeți dumneavoastră? Să luăm unul din... Eu dau pe ultimul, ăla cu 5. Ăla acela cu 5. Cu A, B, C, D, cu 5? Da. Dar am impresia că nu merge prin segmente. Nu știu de ce. Nu simt eu că n-ar merge. Să găsim numerele acelea. Da, deci nu... Merg acelea cu sisteme de formă acelea. Da? Da? Deci nu mai facem... Hai să mai facem o... genul acela cu 7A minus... Exact. Ai cumva o carte cu niște probleme la tine? Dacă nu se... De-a patra? Da. N-ai luat. Dacă nu, imediat facem. Facem fracții, domn profesor. Asta e... Ce mai... Și mult îmi place, face fracții, da. 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 Am vorbit într-una din zile despre fracții, da? Chiar la a treia lecție. Fracții. Da. Aș vrea să îmi spui ce înseamnă o treime din... O treime din 700. Din 700, din 600. O treime... 1 pe 3, adică... Da. Deci, calm, așa. O treime, a treia parte din 600. De 200. 200, pe asta este. Deci, ăla întregul, acum 600 se împarte la 3. Da. Deci, 1 pe 3 din 600 este egal cu 600 împărțit la 3 și egal cu 200. Da? Cât face 2/5 din... 2/5 din 100. Două cincimi din 100. 10? Adică? Adică 2 ori 5. Nu 2. Stai. 2/5, adică întregul se împarte, întregul este 100, da? Se împarte la 5, noi să luăm 2 părți. Deci, chestiunea asta ar fi echivalentă. Poate spune că 100 se împarte la 5 și rezultatul înmulțim cu 2. Da? 100 se bate la 5 și înmulțim cu 2. Oh. Și face cât? De ce spui că spune aia? Pentru că am făcut un abuz. Ca să punctez și mai tare, că e vorba de faptul că 100 se împarte la 5 și înmulțim apoi cu 2. Și este egal cu 20. Și face 20 ori 2. Și face 40. Dar uite, putea să fie și așa. 2 ori 100. Împărțirea la 5. Deci puteam să... Da, același lucru ne dă? Păi uite, 2 cincimi din... A, 200 împărțirea la 5 apoi. Da, sigur, din 100 poate să fie privit și în felul ăsta 2 ori 100 și pe urmă împărțit la 5. Adică 200 împărțit la 5 și egal cu 40. Da. Deci a afla o fracție dintr-un număr, ca să avem legea clară pusă la mintea noastră, înseamnă că numărul acela îl împărțim la 5 și rezultatul îl mulțim cu 2. Da. Da? Pentru a afla o fracție dintr-un număr, înseamnă că numărul se împarte la numitor, ăsta de jos, da, și rezultatul îl mulțim cu numărător. Numitor și numărător. Da, și ăsta se cheamă numitor. Și acela de sus numărător. Numitor. Și ăsta se cheamă numărător. Da? Numitor și numărător. Bun. Este foarte important să înțelegem bine ce înseamnă fracția unui număr. Dar dacă îți dau altfel. Fracția din 100, deci se spune așa. O cincime din cine este egal cu 10? Deci, 1 o cincime din cine este egal cu 10? Deci, nu-ți mai dau numărul. Ca să... Da? Deci eu... Nu 500. A cincea parte din cine este egal cu 10? Din 50. Deci... Tu acum, deci nu-ți mai indic numărul din care să faci partea, ci îți dau rezultatul părții. Da? O cincime din cât egal cu 10? Din 50. Deci răspunsul, 1 pe 5. Am să spun aici cu X, da? O cincime din cât? Din cine este acela? Deci o cincime din X egal cu 10. De unde e spus că X-ul egal cu 50, pentru că 50 împărțit la 5, da, îți dă așa ceva. Iată, 3 cincimi din cât? Da? Din cine 3 cincimi? Nu, că nu m-am obișnuit cu 3 cincimi. Nu contează. 3 cincimi, adică de 3 ori o cincime, da? De 3 cincimi din cât este egal cu 60. Cu 60? Da. Lăsați-mi să spun. Sigur că da, nu? Deci din cine, 3 cincimi din cine egal cu 60? 36. Din 36, da? Deci 3 cincimi din 36, din 36, și tu știi să faci. Da. Înseamnă că de 36 trebuie să împarți la 5. 36 împărțit la 5 care... Nu se poate. Da, și nu se poate. Nu-i bună. Nu-i bună? Păi, dat, de exemplu, 9 ne-a dat 60 și l-am împărțit pe 60, l-am împărțit la 5 și l-am împărțit cu 3. Ia pe 60 l-am împărțit la 5 și l-am împărțit cu 3. Unde? Ați înțeles? N-am înțeles. Ia pe 60 rezultatul, l-am împărțit la 5 și l-am împărțit cu 3. L-am împărțit la 5 și e la 12 și l-am împărțit cu 3 și e la 36. Așa. Da, da, aici nu e ca la fracția cealaltă, mamă. 2 pe 5 din 100, aici e din X. Da, din cine? Trebuia să înmulțești 5 cu 60. Deci nu știu pe ăla și trebuie să mă gândesc cine ar fi fost ăla care împărțit la 5. A, pe 5 ori 60. Păi 5 ori 60 și împărțit la 3. Ai înțeles? Aici e altfel, nu te mai foi. Da. bancă să stai într-o condiție în care să nu faci mișcări continue. Da? Deci e vorba de X-ul acela, X-ul are egal la 5 ori 60 și împărțit la 3. Și ne dă 300, împărțit la 3, și ne dă 100. Deci 3 pe 5 din 100. Ia să facem proba. 3 pe 5 din 100 este egal cu 60. 100. Să vedem dacă ne dă 60. Înseamnă că 3 înseamnă că pe 100 împărțim la 5. Care ne dă 20. Așa, da, 20. 20 împărțit cu 3? 60, corect. Perfect, am făcut, da? Deci, atenție, cum facem? Sunt două probleme pe care vreau eu să ți le punctez acum. Uneori îți dau numărul și cer să afli fracția din număr. Deci îți dau un număr cum ți-a dat 600 și îți cer să afli fracția, adică 3/5, 4/2 sau știu eu ce din fracția, din număr respectiv. Alteori îți dau rezultatul, rezultatul fracției din număr și nu-ți dau numărul. Și tu trebuie să descoperi numărul. Deci, sunt două probleme diferite, da? Insist. Acum am învățat și cum se face deci, asta. Practic, avem două probleme. Unu. M supra N din număr, din A, egal cu B. Deci, M supra N din A, egal cu B. Așa se formulează problema. M supra N din A egal cu B. Și aici am o dată. 1. Se dă A. Se dă A. Și aflăm B. 2. Se dă B. Și aflăm. Dar se poate să se dea doar A și să și B și să aflăm M? Sigur că da. Și poate și problema asta. Deci se poate da cine? Se poate A și B. A treia problemă, uite că e evitat bine chestiunea. Deci se dau A și B și noi aflăm pe M. Așa? Se află fracția, mulțumesc. Deci trei probleme putem organiza în direcția aceasta, da? Bun, hai să începem pentru fiecare. Cât face 3 șeptimi din 28? Din 28? Da. Nu, mă lăsați să mă gândesc. Sigur că da, dar nu am spus să dai răspuns. Niciodată nu cer să dai răspunsul pe loc. 3 șeptimi din 28. Despre ce? Ai făcut foarte bine. Te rog să spui și prietenilor noștri. Am făcut 27 împărțit la 7, 4. Și 4 ori 3 despre ce? Corect. Deci întregul acela 28 împărțit la 4. La 7. Și am o parte de ce? Da. Dacă ar fi să facem prin segmente, ăsta ar fi întreg 28, da. Am împărțit în 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și am luat, și atunci vine câte 4 la fiecare și am luat 3 din ele, da? Da. Asta înseamnă 3 șeptimi din 28. Aici se dă brâie și aflăm pe A. Să spunem 3 șeptimi din cine egal cu... Deci 3 șeptimi din cine este egal cu 12? Cu 6... Cu... Hai să-ți dau 12. Din 28. Din 28. Problema e inversă, da? Înțeles. Din 28. Dar... 4... Acum îmi spuneți cum am aflat. 4 cincimi din cine este egal cu... 80. 4/5 din cine e egal cu 80? Stați-mă gândesc. Stați-mă puțin să mă gândesc. Nu mult. O sută. ai făcut? Am făcut 88 care mi-a dat 400 și am părțit la 4. Exact. 80 ori 5 ți-o dau 400 și pe urmă ai părțit la 4. Deci, acel x, care nu știm noi, x este egal cu 80 ori 5 plus, și pe urmă împărțit la 4. Și le dă 100. 400 împărțit la 4 egal cu 100. Hai să facem probat. 4 pe 5 din 100 este egal cu 80. 4 pe 5 din 100. Deci este egal din 80 și, facem 100 ori 5. Face 20. Da, 20, da, 100 împărțit la 5. Da, 100. 20 ori 4, 80. Da? Deci e clar că... Și vom face în data ce ultima chestie. Cine? Da. Cine pe cine? Cine din 28 egal cu 12? Cine din 28 egal cu 12? Mă lăsați să mă gândesc? Sigur. Că nu știi, zici X. Asta nu știu. X-ul ăsta, că nu știi, X-ul ăsta, X-ul ăsta vine 12 împărțit la 28. Că la înmulțire ar veni. La înmulțirea a 2 factori egal cu ăsta. Atunci unul din factori este egal cu rezultatul împărțit la celălalt, nu? Este exact, simplu. Păi da, 28 împărțit la 12. Deci X-ul ăsta este egal cu cine? Cu 12 împărțit la 28, da? Da, nu merge. Nu merge, exact. Și atunci spunem, o să scriem fracția. În loc să scrieți împărțire, zic așa, 12 și până la 28. Da? Scriu sub forma asta. Nu-i bine? Nu-i tot aceeași chestie. Da. Că știm fracție, tocmai am vorbit. Deci X este egal cu 12 pe 28. Da, 12 pe 28 și fracția asta o ducem într-una. Cum se cheamă fracție cel care nu se mai poate simplifica? Ireductibilă. Ireductibilă. Da? Ireductibilă și ireductibilă. Și iată asta se mai poate. Găsim un... Asta se mai poate simplifica printr-un 2. Printr-un 2 de fapt. Da, 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 da. Și face 6 pe 14. Da, 6 pe 14 și asta se poate... Iar prin 2. Și face 3 pe 7. Și acum nu se mai simplifică. De ce fracție este aceea care să-mi facă rezultatul ăsta? 3 pe 7. 3 șeptimi din 28 egal cu 12. Se poate și 12 pe 28 și se poate 6 pe 14. Sigur că da, și 12 pe 28 puteam să lăsăm, dar 6 pe 14 să noi lucrăm cu 3 pe 7 ca să fie rezultat. Da? Uite cât zic așa. Cine din 100 egal cu 10. Cine din 100 egal cu 10? 10 pe 100. 10 pe 100. Deci acest X este egal cu 10 pe 100, care se simplifică prin 10 și face 1 pe 10. Da. O zecime dintr-o 100 egal cu 10. Da? Foarte simplu. E ca și la un produs, numai că scrii sub formă de împărțirea sub formă de fracții și rămâne așa. Nu se împarte exact. Da? Simple. Deci vezi? Practic, ți-am arătat cele 3 probleme. Aici sunt pe rând 2 din ele date și aflăm pe a 3-a. Da? 2 date și aflăm pe a 3-a. Dăm pe M, pe N și A-ul și se află pe U. Deci, nu numai A-ul, și M pe N. Și M pe N, adică fracția. Și aflăm A-ul. Și aici se dau A și B și aflăm M pe N. Da? Deci asta trebuie să... Sunt foarte ușoare acum fracțiile. Da, pentru că în momentul în care Daria înțelegem cum anume se întâmplă și ce înseamnă fracția, la urma urmei, fracție înseamnă ce? O parte din întreg. Da? O parte din întreg. Și noi pe segmente... Haideți să, sigur, figurativ... Mai facem? Sigur, sigur că da. Acum încep să avansăm așa în practică. Dați-mi exerciții din acelea frumoase care trebuie să... Adică operații. Da, operații. Așa, acolo ajung. Acolo ajung și dacă vezi ce frumos o să introducim tot. Care îmi plac mie. Vreau așa. Plătăm fracții echivalente. Să ne amintim din nou. Fracții. A, da. Fracții. Echivalent. Fracții echivalente. Așa, ok. Dar fracțiile se pot compune. Ce ori fi? Se pot compune. Adică e echivalent, adică da, e echivalent a ei. Aceeași valoare înseamnă. Bună arăt. Da, 1/2, o jumătate din măr, nu? Da. Este același lucru cu cine, te rog? Este același lucru cu 2/4. Foarte bine. Cu 2/4. Cu altcineva. 4/6. 4/6. Bine? Nu. Care cu cât trebuie să obțin asta? Dacă ai zis 6, înseamnă că 2 a fost mulțit cu 3. Deci 3/6. 3/6. Apoi? 3/6. Apoi 4/8. 4/8. Sau? 5/10. 5/10. Și așa mai departe. Putem să... Da? Alt șir de rapoarte de fracții echivalente. 3/7. Cu cine ar mai fi echivalent? 3/7 cu 4/... Nu. Cu 6 pe 21. Pe 14. Am doi, mama, ori 2 și sus și jos. Cu 2 și sus și jos, cum am fost, da? Ține minte, da? Deci 6 pe 14. Apoi. 6 pe 14. Este același lucru cu 9 pe 21. Așa, da. 9 pe 21. Egal. Mai spun? Da, mai spune-mi încă. 12 pe 28. Pe 28. Apoi. 15. Apoi 15 pe 32. Pe 35. Da. 35. Așteaptă 5, 35, da. 15 pe 35. Și, Daria, dacă cumva avem fracția asta, 15 pe 35, dacă într-o linghișiță avem așa, asta e reductibilă. E ea prin 5 și am ajuns la 3/7. Deci, iată, când uneori în linghișiță avem pe asta, ajungem la ea. O avem pe asta 12 pe 28, împărțim prin 4 și sus și jos, ajungem la 3/7. Asta este mecanismul când simplificăm. Practic, fracția de la care se pornește de bază, ea se întâmplă ca în calcul să ajung la una care e echivalentă a acesteia și atunci ajung la ea înapoi, prin simplificare. Da? Bun. Și hai să vedem. Exerciții? Să începem să facem echivalente. Da. Lucrăm așa, da? După ce am văzut fracții echivalente, înseamnă că trebuie să mă străduiesc. Acum să încerc să înțeleg adunarea. Adunarea. Și scăderea. Și scăderea. Același mecanism va fi și la adunare și la scădere. Da. Acum. Uite. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Egal cu 2 pe 2. Adică 2 pe 2. Adică face 1, nu? 2 împărțit la 2, împărțit acolo. 2 împărțit la 2, 1. Da. Altfel spus, o jumătate din măr și cu o jumătate de măr, când le lipit, ai făcut mărul întreg. Da. Un măr întreg. Două jumătăți de măr, un măr. Da? E bine, aici observăm un lucru, că l-am spus 2. De unde provine 2 ăsta la numărător? Am adunat pe 1 plus 1. Da. Deci, aș putea să zic egal mai... Eu aș fi zis așa să o luăm ușor. O doime și cu o doime, o jumătate de măr și cu o jumătate de măr, fac un măr. Iar unul ăsta să scrie 2 pe 2. Așa trebuie predat. Deci, colegilor mei îi spun așa, să vină cu jumătatea de măr, ei, un măr acolo, să-l dea în două, când le predau copiilor. Și am zis, băi, uite, o jumătate și o jumătate, le-am lipit un măr întreg. Și am spus un măr. Dar de la fracții echivalente, în loc de 1, pot să spun 1 pe 1. 1 pe 1, dacă mulțesc cu 2, fac 2 pe 2. 3 pe 3. 3 pe 3, 4 pe 4, 5 pe 5, 6 pe 4. Sunt fracții acestea, spuneam, echivalente, se numesc echiunitare. Când numărătorul egal cu numitorul, se numesc fracții echiunitare. Da? Deci, M pe N avem variantele. Dacă M e egal cu N, fracție echiunitară. Echiunitară. Fracție echiunitară. Dacă M mai mare decât N, e fracție supraunitară, mai mult de 1. Dacă zic 5 pe 2, 5 pe 2, 5 pe 2 este egal 2 și ceva. 2 și o jumătate. Deci cam acum ai avea 5 mere și le dai pe fiecare în două și le pești pe urmă câte două. 4 le poți lipi și fac 2 mere întregi. Da? Și al 5-lea jumătate. Da? De 2 și jumătate. Deci dacă mult mai mare ca noi, se numește fracție supraunitară. Și dacă M este mai mic decât 9, da, este fracție subunitară. M mai mic decât 9, fracție subunitară. Deci supraunitară, subunitară. Adică mai mare ca 1, deci e supra, mai mult decât 1. Și subunitară mai puțin decât 1. Și echiunitară când dă 1. Și echiunitară când dă 1. Deci, din motivul ăsta. Și atunci colegilor le-aș spune așa, o jumătate de măr și o jumătate de ori lipit, s-a făcut un număr întreg. 1. Care poate fi 2 pe 2 scris. Da? Să așteptăm ca... Iată. Deci, echiunitară, supraunitară și subunitară. Da. Bun. E 2 pe 2, da? Da. 2 pe 2. Iar 2 de sus poți să spui 1 plus 1. Supra 2. Da, pot. Da. Mai la numărător. Scrie-te, rog, așa. Eu vreau să scrii și tu. Exact ce am scris eu pe tablă, scrii și tu. Plus 1, totul pe 2. Dar eu ce l-aș urca 1 pe 1. Exact. Da. Dar acum aș lua deoparte, să scriu finalul. 1 pe 2 plus 1 pe 2, Daria, este egal cu 1 plus 1, după cum am ajuns noi, pe 2. Acest lucru îmi place foarte tare să-l țin minte. Deci două fracții care au aceeași unitor, este că de jos la fel, scriem numitorul și adunăm numărătorii. 1 plus 1. Da? Deci două fracții care au același numitor, se scrie numitorul respectiv și numărătorii se adună. Cât face Daria? 3 pe 7 plus 1 pe 7 plus 2 pe 7. Păi avem aceeași numitor. Asta e sigur, îl punem 7. Și facem 3 plus 1 plus 2 pe 7. Și facem final. Pe 7. Stați pe 2 secunde, că sunt puțin normal. Da. Și ne dă 6 pe 7. Face 6 pe 7. Deci întregul cât a fost împărțit? Întregul a fost împărțit în 7. Deci am luat 6 părți. Da. Deci, în total, după ce am luat bucățile astea 3 șeptimi, și cu o șeptimi, și cu 2 șeptimi, s-a 6 șeptimi. E foarte clar. Cât face Daria? Am, atunci când avem numitorii diferiți și sunt mai multe care o să discutăm, dar mai insistă un pic aici. Da, mai trebuie. Mai insistă aici ca să ne convingem la chip treaba până. Uite, 3 pe 7 plus 2 supra 14 minus 5 supra 35, da? Minus 5 pe 35, egal cu? Divide ce era și amplifică ce era. Divide? Adică într-un fel amplificat când mulțim, parcă. Da, da, hai să ne uităm un pic. Am înțeles eu ce vrei să spui. Dar uite-te, fracția asta nu-mi place deloc cum arată 2 pe 14. Nu e reductibil. Va fi echivalentă. Hai să vedem, nu s-ar putea simplifica? Putem să o împărțim prin 2. Sigur că da. Și deci asta o împărțim. Deci asta e. Și asta ar fi 3 pe 7 plus 1 pe 7. Da. Minus... Nu-mi place nici fracția. Asta cu ce să împărțim? Prin 5. Asta am împărțit pe 5. Și este minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7. Ah, și ne dă 3 pe 7. Sigur că dacă asta se dispar și face 3 pe 7. Vezi ce important este să studiezi fracțiile întâi și să vezi dacă mai pot fi reduse, să mai pot fi simplificate. E foarte, foarte important. Nu? Deci tu nu te arunci repede și mă cercetezi pe fiecare în parte, da? Ei, hai să vedem cât face. 3 pe 5. Deci 3 pe 5, da. Plus 15 pe 25. 25, da. Minus 4 pe 4 pe 10. 10. Așa, 4 pe 10. Ești sigur că e 4 pe 10? Da, da, da. Și pe primul putem să simplificăm prin 5. Aici? Da. Mai putem face ceva aici? Nu. Nu mai putem. Nu. La al doilea, așa. Simplificăm prin 5 și este egal cu... Deci va fi egal cu 3 pe 5 plus 3 pe 5. Așa. Și nu-mi place cum e asta așezat, deci trebuie să schimbăm. Da. Și îl simplificăm prin 2, pentru că doar prin atâta. Da. Și minus 2 pe 5 și este egal cu 6 pe 5 minus 2 pe 5 și este egal cu 4 pe 5. 4 pe 5. Hai. Uite cât de clar ușor dacă am prins chestia cu fracții echivalente. Deci nu puteți neapărat de treabă dacă nu am înțeles bine cu fracții echivalente. Da? Deci facem foarte... Trebuie să-ți dai seama că mai putem să mai simplificăm. Așa, deci dacă fracția nu este ireductibilă, atunci noi lucrăm la ea și venim la fracții ireductibile, ca cele ne plac, nu? Foarte important. Mai facem? Da. Acum, dacă îți dau 3 pe 2 plus 5 pe 4. 3 pe 2 plus 5 pe 4. Egal cu 4 pe 4. Cum ai făcut? Păi avem acolo 3 pe 2 și putem... Avem necaz că nu e aceeași lucrător. Gata, știu! Și nu mă mai prindeți. De prima îl amplificăm sau simplificăm, îl amplificăm cu 4 și pe al doilea cu 2. Nu cu 4, nu cu 4. Mai da, cu 4. Cu 4 de jos și pe al doilea cu 2 ca să avem aceeași numitor. Am înțeles, dar uite, nu s-ar putea asta amplifica numai cu 2 ca să ajung la 4 și nu ne agățăm deloc la asta? Dar nu putem să ne agățăm și de aia? Am putea, dar ăla nu-i prea, este un număr prea mare. O să merg cu ideea ta. Merg cu ideea ta pentru început. Da, e greșită. Nu-i greșită. Deci tu spui pe asta tată cu 4, da. Pe asta tată cu cine? Cu 2. Da. Și atunci egal mai departe. Și este egal cu 12. 12 pe cât? 12 pe 8. Pe 8 plus 10 pe 8. 10 pe 8. Face... Și este egal cu 22 pe 8. 22 pe 8. Care nu-i derăsat așa, că nu este... mare. Adică nu e ireductibilă. Trebuie să umblăm la ea. Prin cât s-a simplificat? Prin 2. Prin 2 odată, corect. Face cât dacă. Deci, și este egal cu 11 pe 4. Mai putem simplifica? Nu. Nu mai există niciun divizor, adică un număr prin care se împărțim și numărătorul și numitorul. Deci este ireductibilă. Am o întrebare. Dacă noi acolo amplificam cu 2 la primul, de același chestie. Păi hai să luăm. Deci 3 pe 2. 3 pe 2 plus 5 pe 4. Văzând noi că 4 poate să rămână neatins, pentru că dacă amplificăm pe asta toată cu cine? Cu cu 2 și numărător și număritor, o ducem într-un echivalent care va fi 6 pe 4 plus 5 pe 4 și aceasta ne ducea direct la rezultat. Ei văzut acum? Ai văzut de ce am ținut eu să facem așa? Ca să nu lucrăm cu numere mari, să nu ne dăm de lucru, ci căutăm, ne uităm foarte atent și nu luăm așa pe 8 ca un divizor. E drept că 8 se împarte și la 2 și la 4, dar luăm pe cel mai mic număr care se împarte exact. Și 4 era cel mai mic care se împarte și la 2 și la 4. Da. Da? Deci am făcut mișcarea că fracția asta am amplificat-o doar cu 2 și am adus-o într-una echivalentă, 6 pe 4. Te rog acum să vedem așa. 1 pe 2 plus 3 pe 4 plus 5 pe 8. Egal cu? Păi, pe prima putem să o amplificăm cu 2. Așa. De ce? Te gândit cu 2 ca să ajungi la cine? Da, să ajungem la numitor 4. Da, da, 8 și bă, eu sunt mai puternic. Ba nu, stați! Poți să schimbi rezultatul? Sigur că da. Amplificare e suficient. Amplificăm cu 4. Cu 4? Mai deșteaptă-te pe prima. Amplificăm cu 4 și pe a doua amplificăm cu 2. A doua cu 2, sigur. Pe a treia amplificăm? Pe a treia nu, mai mult să că nu-i voie. N-are niciun rost, da? Nu are rost. Și este egal cu 4 pe 8. Da. Plus 6 pe 8. Da. Plus 5 pe 8. Da. Și este egal cu 15 pe 8. 15 pe 8. 4 plus 6, 10. 4 plus 6 plus 5. Și face 15 pe 8. Mai simplificăm? Nu. Nu. Este ireductibil. Da? Și atenție, ținuta. Mâine te obișnuiești să fie așa și la clasă. Deci nu ne alentăm, nu nimic. Seriozitate și că să fie nota corectă. Da? Vorbim clar, descriem curat cum trebuie să fie o atitudine de la clasă care trebuie să fie cea normală. Mergem mai departe. 5 supra 6 plus 3 pe 2 așa, minus 4 pe 9. Păi... Mai întâi căutăm pe cel mai mic număr, care se împarte exact și la 6, și la 2, și la 9. Să se împarte. El e mai mare. El e mai mare sau cel puțin egal cu ăstea? Păi nu se împarte la 3 niciunul. Deci, nu, căutăm pe acel număr, atenție ce vezi, da? Căutăm pe acel număr care se împarte exact și la 6, și la 2, și la 9. Deci un număr mai mare, clar. Mai mare decât 9, și decât 6, și decât 2. El să se împarte. 18, da? Este asta? 18, se împarte la 6? La Daria, de 3. Și la 2? 9. Și la 9? 2. Deci 18 este un număr deștept. Era și 36, Daria. Urmărește-mă. Era și 36 deștept. Dar era mai mare. Eu caut pe cel mai mic număr care se împarte exact și la 6, și la 2, și la 9. Deci cel mai mic număr care se împarte și la 6, și la 2, și la 9. Și ăsta este deșteptul. 18. Ia să vedem acum cum am găsit deșteptul. Da, l-am găsit. Asta e foarte important. Păi, pe prima am amplificăm. Nu amplificăm. Așa se zice. Nu amplificăm. Amplificăm, adică mulțim. Când... Pe primul îl amplificăm cu 3. Cu 3. Pe al doilea îl amplificăm cu 9. Da. Și pe ultimul îl amplificăm cu 2. Și ne dă 15. Pune de dată darea. Un singur numitor 18. Deci 15 plus 27 da. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Da? E minus 8. Și egal cu? Și este egal cu... ...42 minus 8 pe 18 și este egal cu 34 pe 18. 34 supra 18. Deci asta e minunat. Este irreductibil sau mai putem la ea? Să mai simplificați cu ceva. E primul număr la care putea să împarți. 2, adică. Da, la 2 ani. Atenție, Daria. Când ultima cifră aici este par, adică 0, 2, 4, 6, 8, aceste toate numere se împart la 2. Deci un număr se împarte la 2, cu ultima cifră este 0, 2, 4, 6. Așadar, și 8. Merge printr-un 2 și uite așa până aici. Îl simplificăm cu 2. Deci, 2 în 3 odată. Vorbește tu. 2 în 3 odată și ne dă acolo 1, coborăm pe 4, 14 și ne dă 17. Da, și jos. Și dacă 17 pe 9. 17 pe 9. Iată că am învățat acum... Ireductibil. Asta este ireductibil, numai pe ce face. Am învățat acum cum să adună două sau mai multe fracții. Două sau mai multe fracții care au numitori diferiți. Da? Că privim cu foarte multă atenție. Deci privim cu foarte multă atenție și căutăm pe cel mai mic număr la care să se împartă, da? La care se împartă ele. Trebuie să învățăm să scrie și nu știi să scrii, domnule. Nu știi să scrii. Știu să scriu. La redactare este foarte important. Foarte important, domnul profesor, ține foarte mult la asta. Ok, o să încerc să scriu. Exact, egalul plus minus. Linia de fracție, aici e minusul. Egalul, uite, exact. O să încerc să fac așa. Deci foarte important, dacă nu te obișnuiești așa la fracții... Tot timpul vei scrie aiurea. Exact. Mai dați-mi acum. Adică o să-și dați mai multe, da? Da, nu prea mă văd. Dacă scrii corect, dacă nu... Da, promit, scriu corect. Acum mă uit la urmă. Dacă scrii la cum trebuie, nu-i dată, îmi plâng, dar nu. Stai așa să mă uit la urmă, să facă ceva. 52. 52.